pățit o chestie, am avut show-uri în alte țări și am mers la un dat cu taxiul în Franța. Și... De ce? Și... De ce? Am râs și eu. Și... La finalul cursei am plătit, am vrut să cobor și taximetristul am plătit, am vrut să cobor și taximetristul mi-a zis wait sir, the change. Și am văzut, mă, ce dracu, o fi vreun fanatic de-aia religios, știi, cu wait sir, the change. Have you heard about the change? Eu fiind din Focșani, obișnuit cu martor, cu penticostal, cu... A fost nou change, mă, du-te, dracu, de aici. Lasă-mă că știu eu cu change-ul vostru. Eu am, cu Dumnezeu meu, n-am treabă. Și mi-a zis, no, 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 sir, the change. Și mi-a dat un euro. Bă, vă jur, m-am uitat la moneda aia, bă, mi-au dat lacrimile, efectiv. Adică eu n-am văzut în viața mea rest de la un taximetrist. Bă, îmi venea să plâng. Eram, thank you for the change. Mi-a zis ăla, do you believe in the change? I believe in the change. Do you see the change? I see the change. Am ajuns după aia în România, eram pe aeroport. Romanians, look, change. Dar revenind la partea aia cu taximetristul din Franța, bă, mi-am dat seama, na, la noi... În țară, mai ales în București, să... Pe noi, da, nu prea sunt taximetriști ok, așa. Nu toți, într-adevăr, sunt și oameni ok, dar în rest... Eu zic asta ca să nu mi-au hate mult, știi, după aia. Dar sunt și împărțiți pe tipuri, așa, nu știu dacă ați observat. Primul tip de taximetrist pe care l-am observat când m-am mutat în București, am intrat la un dat în taxi, eu de obicei stau în spate, știi, că... Mi-e frică de moarte, așa, știi? Că am senzația că dacă stau în spate, până ajunge moartea la mine, Și stăteam acolo, i-am zis taximetristului unde vreau să merg. El nu s-a întors la mine, nu mi-a zis absolut nimic, se uita în față, a pornit mașina, tăcea din gură, a zis, bă, măcar tace. M-am uitat pe geam și l-am dat după vreo 5 minute, așa, la o că zice, ai vorbit, mă, cu Mihai? Bă, m-a luat o panică în spate. Eram vezi că n-am vorbit cu Mihai. Ai, eu trebuia să vorbesc cu Mihai. Și zic că poftim. Și el nu zice absolut nimic, ridică mâna și face. Și am fost, da, iar eu te-am deranjat, știi? Și iar mai merge, iar încă vreo 5 minute zice... Zic, a fost băgat, asta a fost. Ăsta e genul de mașină care merge la Băneasa, știi? Are lopățica în portbagaj, îmi face o grobiță, te-am pupat micuțule, știi? Și după aia iară îi zic poftim și se întoarce la mine și zice, nu, bă, căscuță. El avea căscuță, mă. Pe lângă faptul că avea 250 de kg, vă jur, eu eram slim fit pe lângă el, să mă rog. Deci, el mai avea un Logan sudat ca să încapă și el a zis căscuță. Zi, bă, că ești dit, ai om. Zi, am cască, tată, am o boxă la ureche, te drept. Dar acum așa o să fac, o să speculez genul ăsta de taximetrist, o să urc la el în mașină, o să mă așez în spate, o zic unde vreau să merg, după aia nu zic nimic și după aia fac din araș. Sânge, îmi place sânge. Vreau să omor pe Diana. Dacă se întoarce și face, îi zic, n-am căscut, joacă-o pe asta. Al doilea tip de taximetriști, ăștia-s mai mișto așa, că am urcat la un dat tot așa la unul mașină în spate și ăsta parcă m-a aștepta așa, știi, era întors la mine. I-am zis că vreau să merg la Băneasa, asta înseamnă minim 45 de minute de la mine de acasă. Și l-a făcut așa, perfect. Și a pornit mașina și a zis, domnul meu, hai să vă zic ce am pățit acum 2 săptămâni de zile. Pentru că eu chiar mă gândeam că o zi înainte... Bă, oare ce-o mai face, bă, taximetristul care merg eu mâine? Știi? Așa cum pățim cu toți. Și a început să-mi zic că de nevastă, ce probleme are cu ea. Știam toate rudele după 10 minute și mergea doar cu a doua, știi, să nu piardă detalii. Bă, spre finalul cursei, vă jur, era cu totul întors la mine și el îmi povestea, eu făceam nara, stânga, dreaptă, nu, frână, frână, să murim. Și el făcea, nu moare nimeni. Ai, păi în cazul ăsta, stai că mă întorc și eu, ne uităm amândoi pe lunetă. Că asta merge singură, știi? Și al treilea tip de taximetriști, ăsta e cel mai mișto tip, așa, taximetriștii cocalari,
cred că i-ați întâlnit. Am urcat tot așa la unul în mașină. Ce, sunteți în sală, câțiva? Am văzut că v-ați întors. Vă știți după indicativ, cred. Am urcat la unul în mașină, vorbea la telefon. Știi, l-am deranjat. Și a făcut așa, stai mă că s-a urcat unul la mine în mașină. Da, tată, unde mergi? Unde mergi? Și a făcut așa. Haide mă că trebuie să duc unul aici aproape. Da, nebunul. Știu, nebunul. Da, nebunul. Păi să mă... Ascultă-mă! Deci m-a sunat pe mine! Adevărat! Da, a vorbit cu el! Băgă-mești! Să moară fa... Să... E târfă! Da, nebun! Hai că nu pot să mai vorbesc, că se uită ăsta urât pe mine. Ata, pelican. Hai, nebun. Hai. Te pup jos. A închis telefonul. A pornit cursa după 30 de minute. Păi și nu știu dacă ați observat la taximetriștii cocalari, dar nu... Ei nu au noțiunea asta, a schimba vitezele, știi, a întâia, a doua, a treia. Nu au o din asta, așa, de... Zici că-i păcănea, așa, eu. Haide, fă, dă-mi-a doua. În schimb, a apărut varianta asta cât de cât decentă, așa, cu Uber-ul. Nu știu dacă ați mers cu Uber-ul. Eu când am mers prima oară cu Uber-ul, păi am fost șocat pentru că toți șoferii sunt extraordinar de amabili. Adică noi nu suntem obișnuiți ca români cu genul ăla de amabilitate, știi? Am urcat prima oară în Uber, mi-a dat bomboane, era vreți chec, a făcut nevastă mea chec. Vreți să închid geamul, nu vă place? Hai să arunc geamul, dă-l... Vreți să arunc geamul? Nu vă place mașina? Hai să luăm altă mașină, hai cu mine să luăm o mașină. Foarte amabil. Și taximetriștii s-au prins de treaba asta și au început să se bage și ei șoferi pe Uber, ca și cum noi nu ne dăm seama, știi? Când urci în Uber acolo și ăla cu țigara și... Oh. Și mai au o chestie taximetriștii extraordinară, e un al șaselea simț. Băi, ei simt verdele, mă. Mai rău decât antidrogul. Deci, e o chestie... Nu știu dacă ați stat la un moment dat la semafor, să fiți prima mașină, în spatele vostru un taximetrist, semaforul e roșu, bă, și la un moment dat, taximetristul te claxonează. Și te uiți în spate, îți faci semn din alea. Uite-te, mă, la semafor, du-te, drag. Te uiți la semafor, e roșu, îi faci tu semnul. Ce, mă, ești nebun, du-te, drag, că e roșu. El iară îți face. Da, uite-te, mă, la semafor, du-te. Iar te uiți, e roșu. Ești, bă, dar chiar ești prost, du-te, dracu, e roșu. El iară îți face. Uite-te, mă, la semafor. Te uiți, e verde, el așa. Bă, t-a făcut. Am stat într-o dimineață, eram la Calea Călăraș. Era foarte devreme, într-adevăr, era vreo 6:30 dimineața. Eu eram pe prima bandă și pe a doua, pe linia de tramvai, un taximetrist. Și el primul la semafor. Și mă uitam la el, că mie îmi place să mă uit la alți oameni în mașini, știi cum se mai... Scobesc, că n-ați, na, cum face toată lumea? El nu se scobea, se scobise, probabil. Dar avea, l-am văzut că era năpădit de gânduri, așa, avea tot fel de chestii în cap, cine știe, cu 1600, cu 1200, în fine, ce probleme are. Și la un moment dat s-a făcut verde, el n-a observat, și după aia când a văzut că s-a făcut verde, a claxonat. Bă, era primul la semafor și a claxonat, bă, băiat. După aia când și-a dat seama că era verde, a făcut-o din aia. Gata, Mihai, era verde, tată. Tu ești primul, tată. Tu ești primul. N-ai văzut acum. Hai, hai, data viitoare, tată. Data viitoare. Hai pe Rahova, tată. Dă-mi-a tu afă.
de metri. Și în încheiere vreau să vă povestesc o chestiuță. Eram la Brașov și terminasem show-ul destul de târziu, așa. Și mi-era fomiță, că noi grași așa vorbim despre mâncare în diminutive. Da. Și am sunat să fac comandă de o pițucă. Pițucă. Și mi-a răspuns o doamnă supărată, obosită. Și spre finalul convorbirii zic că nu vă supărați, se poate și extra topping? Și femeia spune, nu, spuneți! Bă, văzusem și verde la semafor înainte. Bă, eram... Deci efectiv nu știam. Știți când ești la semafor și el e roșu și polițistul îți face semn să treci? Și aia de... Bă, eu ce fac acum, știi? Cam așa era în creierul meu, știi? Și a zis să... Îmi pare rău, nu prea vă aud, n-aveți semnal. Și îmi zice, stați două secunde. Acum auziți? Și am zis, nu! Spuneți! Dar nu sunteți public de mult, a? Acum am învățat asta cu râsul. Bine, la cum râs, pare că e prima oară când încerci asta. Că... Pare că n-ai râs în viața ta și acum ți-ai dat seama că poți face asta. Așa e. Exact râsul omului care a realizat că stai mă, că este ceva din mine. Bravo! Deci publicul nu mai e ce a fost. Mă bucur. Crede-mă. În fine. Nu l-am auzit, înseamnă, până acum. Da, mă, și noaptea de Crăciun era totul absolut minunat. Stăteam acasă, la un moment dat am ieșit pe balcon să fumez o țigară și când stăteam așa pe balcon, cu spiritul Crăciunului în mine, mă uitam la vecinul de vis-a-vis în casă, că eu mai fac asta câteodată, și la el în casă era lumina stinsă, era doar lumina de la televizor, așa, și la un moment dat vă jur că am văzut la el în casă pe cineva îmbrăcat în roșu complet, cum mergea așa, tiptil. Și ai zis, băi, ești dement? E moșul. Nu, era smurdul. Murise omul. Bine, și smurdul tot cu sacul, adică... Doar că era gol. Dar au plecat cu el plin. Pentru toți copiii cu minți. Asta îmi place la gluma asta, că râdeți la faza cu smurdul și după aia când auziți că a murit omul, aveți atitudinea aia de bă, Cosmine, nu se poate să zici așa ceva. A murit omul, nu se face asta. Dar nu vă gândiți, poate am zis doar la gluma așa că a murit omul și de fapt n-a murit, efectiv. Doar că azi... Bine, el a murit, dar... Ar trebui, știi, ar trebui să depășim un pic, să începem să râdem și de chestiile astea, pentru că e clar că sora poporului român e drama. Se vede peste tot chestia asta. De ce credeți că suntem singurul popor din lumea asta care atunci când se naște un copil, în loc să zicem cum e normal, felicitări, știi că ți s-a întâmplat o chestie bună? Bravo, felicitări! La noi e, bă, să vă trăiască. Deci nu-i dai absolut nicio șansă, efectiv. În loc să te bucuri pentru omul ăla, ăla zice, bă, a născut nevastă. A, da? Să vă trăiască, deși... Bine, și tu ca părinte poți zi, nu o să-mi trăiască, bă, că nu l-am vaccinat ce ești, prost, e surpriză, el nu știe. Că ar trebui să ne vaccinăm copiii, că nu prea e ok, serios acum. Am primit cu colindul tot așa cu spiritul Crăciunului în mine, băi, când am deschis ușa, erau numai copiii din aia cu privirea pierdută, așa, se uitau în sus, eram negru, ce? Vă vaccinez eu, că nu e ok, mi-au set din ăla de acum la mine. Și după aia n-am mai primit cu colindul, că m-am panicat așa. În schimb, primea tata, care are tata un obicei, el primește cu colindul, deschide ușa colindătorilor și după aia vine la mine sufragie și e Cosmin? Haide că au venit colindătorii! Eu ies de acolo, mă simt penibil, vă dați seama, mă mai recunosc copchia de pe la TV, de pe net, pe unde m-au văzut și au vezi Bine, nu e la fel de penibil cum era atunci când eram mic, știi? Mic, în fine, când eram mai tânăr. Tot așa făcea tata, deschidea ușa colindătorilor, venea la mine sufragie, era Cosmin? Haide că au venit colindătorii! Ieșeam de acolo roșu în obraj, așa,
Mă uitam în pământ că mi-era rușine cât gras. Nu puteam să mă uit în ochii copiilor. Ei aveau fața aia de man. Dar nu primim nimic aici, să nu ne adică... Cred că maică s-aș ține dulciurile în el. Ha 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 ha!